cu vocea fără microfon, dar aleg sau prefer microfonul, pentru că nefiind eu Luminița Borda, aici pe față, nu sunt sigură că modulațiile sau nuanțele vocii ale cuvintelor mele vor ajunge la dumneavoastră așa cum le aud eu. Prefer să le aud, să mă aud la microfon. E mai bine, da? Da. Și cred că e valabil și în cazul domnului Borda. Mă bucur că sunteți aici, că suntem de fapt împreună aici astăzi. Energia este bună, eu așa simt sala, cel puțin. Suntem împreună pentru că avem în mijlocul nostru un personaj. Am proprietatea termenilor. E foarte greu să fii și a fost întotdeauna foarte greu să fii personaj. Este mai greu în ziua de astăzi când toată lumea se inventează, se crede, îi se spune unuia și altuia că este ieșit din rând în sensul bun al cuvântului. Autorul Florin Dobre, aici de față, este, așa cum l-am perceput eu, în relațiile destul de sărace, cel puțin până în clipa de față, firave față în față, dar din prisma cărților sale, este un personaj. A fost, eu zic că rămâne, se întâmplă ca în cazul oricărei vocații, ofițer de contrainformații militare. Senzația mea este însă, dacă n-aș fi știut ce a fost la viața domniei sale și atât cât îl cunosc, repet, senzația mea este că ar fi putut fi lider în orice alt domeniu. Ar fi contat prezența domniei sale, cuvântul domniei sale, atitudinea domniei sale, indiferent de zona în care ar fi activat. Ceea ce ține, în opinia mea, de profilul personajului la care făceam un apel, la care făceam trimitere mai devreme. Domnul Dobre vine astăzi cu o a treia carte, intitulată Spovedanie urmașilor pentru binele lor. Această a treia carte este cumva continuarea drumului crucii personale, drum care a început cu, evident, cu un prim pas. Este vorba despre volumul care s-a bucurat de două ediții, intitulat Confesiunile unui ofițer superior de contrainformații militare. A urmat cel de-al doilea pas, care e mai mare decât pasul unui om obișnuit, volum intitulat Absolvent de liceu militar și de Academie de Înalte Studii Militare și victimă a injustiției peseniste și pro-peseniste. Și post-pesenist, mă iertați. Și acum cel de-al treilea pas uriaș, repet, spovedanie urmașilor pentru binele lor. Sunt convinsă că cei mai mulți care sunt în această sală au citit celelalte două cărți și că vor fi de acord cu mine, sigur, suntem subiectivi și rămânem subiectivi cu privire la ceea ce voi spune. Cartea aceasta are, în opinia mea, trei grile, sau trei, comportă trei niveluri de lectură, vă mulțumesc frumos, doamna Adina, trei niveluri de lectură. În sensul că nimic nu este ce pare a fi. Există un prim palier sau un prim nivel pe care se plasează faptele așa cum le știm noi. Prin urmare, domnul Florin Dobre, ofițer superior de contrainformații militare, acuzat ca terorist în urma evenimentelor din decembrie 1989 și condamnat la 9 ani de închisoare, evident cu executare, pentru instigare la omor deosebit de grav și la 4 ani de închisoare, evident cu executare, pentru distrugere de înscrisuri secrete, de documente oficiale secrete. A fost arestat, evident, a trecut prin penitenciarele de la Aiud și de la Mărgineni, dacă nu greșesc, da? Din fericire, a stat în închisoare doar 3 luni, până în ziua de 31 mai 1990, când Tribunalul Militar din București, admițând recursul, a casat sentința și l-a declarat nevinovat. A fost arestat la o zi distanță, dacă am înțeles bine, la aniversarea, de la aniversarea a 16 ani de căsătorie. Să nu vă gândiți că 3 luni înseamnă puțin. Înseamnă puțin pentru noi astăzi, când timpul, inclusiv timpul fizic, timpul cosmic,
nu mai este ce a fost. Când ziua, și o repet pentru la nu știu câte oare, repet ce spun oamenii de știință, nu mai are 24 de ore, are vreo 18 ore, poate are 16. Timpul înseamnă puțin, curge repede pentru noi astăzi și pentru că trăim într-o societate plină de ispite, cum este cea de consum. Imaginați-vă însă ce au schimbat în domnul Dobre cele 3 luni de închisoare. 3 luni de închisoare în condițiile în care domnia sa își vedea călcate în picioare credințele. Nu comisese faptele pentru care era acuzat. Imaginați-vă, gândiți-vă, vă rog să faceți comparație cu ce se întâmplă astăzi sau ce se întâmplă la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, de fapt dintre Europa civilizată, lumea civilizată și Putin, da? Când erai declarat putinist, ce se întâmplă în Ucraina când ești considerat putinist? Cam așa stăteau lucrurile și cu teroriștii din România. Ne temeam de teroriști. Teroriștii erau încarnarea spaimei, erau încarnarea diavolului. Și din acest punct de vedere, domnul Dobre întrunește, în opinia mea, calități de personaj. N-a avut și nu are un parcurs anonim, un parcurs obscur. Nu spun că trebuie să se ducă și să scrie pe toate gardurile că a pățit ce a pățit, pentru că încă trăim într-o lume duală, într-o lume care vede totul în alb și negru. Spun însă că bine face și că îl felicit pentru curajul pe care îl are de a consemna această istorie personală, acest drum al crucii personale, în cărți. E foarte bine că scrie, pentru că aceia care au ochii interior deschiși, care au clar vedere, luați-o cu ghilimele de rigoare, nu neapărat în sensul clar vederii ezoterice, aceia își vor da seama cu cine stau de vorbă și vor înțelege, vor intui mai degrabă câte ceva din ceea ce a fost. Acesta ar fi primul palier. În această carte, domnul Dobre face trimitere la istoria aceasta calvar, istorie cratimă calvar a domniei sale, dar mai face și altceva. Și acum urcăm la nivelul mai înalt. Urcăm pe palierul al doilea, pe vertical. Ați văzut că se tot vorbește, s-a vorbit înainte de ani, cam prin anii 2000, după 90 imediat, dar în anii 2000 cu deosebire, despre postmodernism. Acum, de prin 2018, chiar mai devreme, se vorbește despre post-adevăr. Concluzia este că în anul 2023, adică acum, noi suntem în plin post-adevăr. Oare ce să fie cu post-adevărul ăsta? Opiniile specialiștilor în domeniu sunt împărțite. Ce am înțeles eu, făcând așa o medie, o sinteză a acestor opinii? Ați văzut, cred că, acele tablouri în artă, cu deosebire s-a manifestat genul acesta de atitudine în arta plastică, postmodernism la el mă refer și de aici ajungem la post-adevăr, iei chipul cuiva sau iei un peisaj, așa cum îl cunoști tu, și îl deconstruiești, după care îl reconstruiești, astfel încât ochiul nu mai este sub sprâncene, sub frunte, e pe undeva pe la glanda tiroidă plasat, avem mâinile în locul picioarelor și invers, mai apare un copac, ne crește din frunte. Cam așa stau lucrurile și cu post-adevărul. În sensul că post-adevărul nu se bazează pe fapte, pe faptele așa cum le știm toți, cu interpretarea lor subiectivă, deci cu opiniile noastre despre el. Post-adevărul se bazează pe o proiecție a celor care vor, în mod real, să ne convingă de adevărul lor. Ori domnul Dobre ce face? Domnul Dobre încearcă să și afirmă, răspicat de fapt în această carte, că post-adevărul nu există și că realitatea, așa cum ai trăit-o, este cea care te formează, eventual te deformează. Pe domnia sa l-a format, l-a ajutat să se înțeleagă mai bine, să vadă care sunt punctele vulnerabile și să lucreze asupra lor. Să fac astfel încât tot ceea ce înseamnă ființă profundă, care în această existență poartă numele Florin Dobre, să ajungă să trăiască în armonie. Așa că veți
întâlnim în această carte o legătură foarte subtilă cu un anumit tip de învățătură ezoterică care începe ușor, ușor să ne fie făcută, cunoscută și nouă, să ne fie și nouă abordabilă, să ne devină abordabilă. Există aici și 10 porunci ale credinciosului, care pleacă de la decalogul pe care îl știm. Există invocarea lui Dumnezeu în calitate de factor determinant, de ființă supremă, așa spune religia noastră, că este persoană, da? În funcție de care sau la care noi trebuie să ne raportăm. Prin urmare, domnul Dobre înțelege că tot ceea ce ni se întâmplă, sau că de tot ceea ce ni se întâmplă, suntem responsabili, nu vinovați, mă feresc de cuvântul vinovăție, prefer să înlocuiesc vinovăția cu responsabilitatea, suntem responsabili într-o anumită măsură. Tot ce ni se întâmplă este un test. Tot ce ni se întâmplă este oglinda a ceea ce în noi este rănit. Sau cum spune prietenul nostru care și-a lansat cartea ieri aici, Varujan Bogdanian, este traumă nevindecată. Părerea mea, convingerea mea, subiectivă, evident, ca orice convingere, este că domnul Dobre face un lucru pe care ar trebui să-l facem toți, indiferent că suntem personaje ca domnia sa sau nu suntem, n-am avut o viață plină, încercată. Prin scris, încearcă să descopere cine este cu adevărat. Încearcă să afle dacă putea să facă mai mult. Încearcă să afle unde a greșit și de ce a greșit. Ori, felul acesta de abordare a trecutului urât pe care l-a avut, îl conduce către cel de-al treilea nivel sau cel de-al treilea palier de lectură a cărții. Cel spiritual. Și mă întorc la învățăturile ezoterice. Nu știu dacă ați citit, dar eu cred că ați citit și cred că ați și practicat. Sunt aici trimiteri către practici spirituale foarte vechi, pe care la ora aceasta biserica noastră ortodoxă nu le recunoaște sau nu vrea să le recunoască. Probabil că se teme. Nu știu care este motivația. Cert este că, iar postul ofițer de contrainformații, militare, așa ceva te duce cu gândul la forță brută, la un război, poate nu deschis, nu fățiș, dar un război travestit în amenințare, ți-e frică, de un ofițer ți-e frică. Dacă mai ieși de contrainformații militare, pare că ți-e și mai frică. Deci avem de-a face cu o dimensiune, cu un 3 de crunt, da? Ei, acest ofițer crunt, această amenințare care are două picioare și care se uită la mine acum zâmbind, în această carte a reușit să se alchimizeze. A reușit să treacă din zona 3D, undeva în zona 4D, 5D, acolo unde știe că poate avea o relație directă și personală cu Dumnezeu. Și în realitatea care nu este post-adevăr, ci realitate spirituală, relația directă și personală cu Dumnezeu este cea care ne salvează. E nevoie de mai mulți autori care se gândească așa, chiar și de autorii care scriu ficțiune, care scriu literatură. Timpurile s-au schimbat. Avem nevoie de oameni care să ne călăuzească atât cât pot ei. Nu sunt toți sfinți. Nici nu avem pretenția că sunt sfinți sau că suntem sfinți. Titlul, chiar titlul cărții, te conduce către locul, către zona în care stă atât de cuminte acum domnul Dobre. Spovedanie urmașilor pentru binele lor. Spovedanie o faci în zilele noastre la biserică, tu cu preotul, tu în fața preotului mai exact. Dar dacă citiți cartea, veți vedea că spovedania aceasta nu este la biserică, în fața preotului. Are, în ochii mei, în opinia mea, valoarea unei inițieri. Eu vă spun vouă ce am înțeles despre mine, despre trecutul meu, despre neiertările mele, pentru că mie mi se pare că n-ați iertat până la capăt, e cel mai greu proces, cel de iertare.
Vă spun vouă toate lucrurile acestea ca să vă pregătesc. Eu știu ca să vă ajut cumva. Deci avem în fața noastră, repet, un personaj și trei cărți. Prima carte este aceluia care a păstrat resentimente, pe care trecutul lui l-a durut cumplit, e ca și cum ar fi mers cu un ghimpe în picior, a ajuns la a treia carte, e undeva mai sus, mai rarefiat, gândește cumva altfel deasupra evenimentelor, lucru care nu poate decât să-i ușureze la un moment dat suferința. Pentru că domnul Dobre suferă, cel puțin așa am simțit, suferă în continuare. Cred că mai trebuie să mai scrie cel puțin o carte, poate chiar două, până când episodul acesta în viața domniei sale și tot ce a urmat după, pentru că să nu vă imaginați, știți de fapt, că după ce a fost, i s-a recunoscut de vinovăția, au curs lapte și miere în viața domniei sale. Absolut deloc. A trebuit să facă pe subinginerul, pe economistul, a lucrat în sistemul acesta al situațiilor de urgență. N-a trăit bine, în sensul că n-a avut niște venituri care să-i permită să-și crească copiii după toate standardele pe care și le-ar fi dorit. N-a uitat. N-a iertat. Suferința nu i-a dispărut. Dar deja e cu totul alt om decât cel care a scris prima carte. Și nu pot decât să salut un asemenea act de curaj editorial. Și să cred în continuare că avem nevoie de tipul acesta de personaj, spun în sensul frumos, de personaj pozitiv, de ființe care încearcă să se racordeze la lumina din ea. Sper că nu greșesc. Ce-am mai învățat domnul Dobre și am văzut că și soția domniei sale, cred că semănați așa, pe undeva, ca fel de a fi, Sabina vă seamănă. Există o replică foarte frumoasă în filmul La Dolce Vita, pe care o spune Marcel Mastroianni. Viața e minunată. E darul binecuvântat. Nu există binecuvântare mai mare care mi se putea da decât viața. Dar dacă în clipa asta, la telefonul mobil, care sper că e închis, al autorului nostru, sună cineva și spune, dragilor, dragule, peste 3 minute vei muri. Cam asta e. Cam asta face domnul Dobre. Încearcă să trăiască în clipă, exorcizându-și demonii, pentru că, într-adevăr, clipa, viața care e alcătuită din clipe, este un dar binecuvântat. Mulțumesc! Doamna, mulțumesc! Și acum, pentru că n-am să-i dau cuvântul domnului Dobre imediat, schimbăm registrul. Sabina are un prieten foarte bun. Și domnia sa, cum arată, este un personaj și cântă. Dacă am reținut numele, pentru că am început să am probleme cu memoria de scurtă durată, Ion Bogdan Mircea, vorbiți, da? Vă rog frumos să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre costum și despre ce ne veți cânta. Bună ziua, mă simt rău. Da, la microfon, că aveți vocea emoționată. Da. Sunt onorat să vin această prezentare de carte și nu este pentru prima dată. V-am cunoscut prin intermediul Sabinei, care este prietene de ceva vreme și de fiecare dată vin cu mare drag, de fiecare dată în cărțile dumneavoastră e ceva care suscită interes. Ceva enigmatic, ceva venit din parte, din altă parte. Și practic mă regăsesc și prin muzica mea și prin ceea ce faceți dumneavoastră, ca și un paralelism, așa. Cred că undeva drumurile se întâlnesc și muzica cu scrisul și cu oamenii, practic, tot ceea ce facem, facem prin oameni și, în ultimul, prin Dumnezeu, ne aducem mai aproape. Mulțumesc frumos de invitație și sper că o să vă placă mini-recitalul meu. Thank you.
ca la prima dragoste, ne sărutăm din priviri. Știm amândoi ce-s tristețile, știm amândoi roa diminețile. Ți-am dat o floare, s-o duce acasă, s-o pui în glastră, undeva pe masă. Reîntoarce-te, reîntoarce-te, copilă, ne iubim amândoi, nu avem nevoie de cuvinte, nu avem, nu, nu, nu avem. Peste tine, dar tu n-ai înțeles lacrimile din mine și te-ai oprit la colț după plecare. Dar ce mai poate fi acum? Ce-ți pasă ție oare? Ce-ți pasă? Ție oare, ție oare, ție oare, ce-ți pasă ție? Bine, tuturor, să ascultați că merită. Amunti voi cu patru foi alături, poza ta nopți cele străbat, cu hârtii pline de versuri, umblă să lingă mult prea des. Se amintești de ziua aceea, în geadul ca cum n-avai rămas decât doar frântul, doar frântul, ca dragul zace sfar. Cadranul zace sfar, timpul s-a oprit, ce rost mai au cuvintele, dacă n-au un infinit, dacă n-au un infinit. Stăteam între ploi, rătăcind lacrimi în noapte, revărsam în lumina astrelor, între palme și printre gule, gând mai apoi imaginea ca de șoate, crescute în mulțimi de rânduri, și acum apar fără cuvinte, fără cuvinte. Cadranul zace sfart, timpul s-a oprit, ce rost mai au cuvinte, dacă n-au infinit. Cadranul zace sfart, timpul s-a oprit, ce rost mai au cuvinte, dacă n-au infinit, dacă n-au infinit. Primul sărut de dragoste l-am avut în prea târziu. Se puseseră între noi anotimpuri în fuga refren. Azi m-aș-ntoarce greșelile ce le știu, aș uita să le repet, ar mai rămâne doar iubit. Cadranul zace sfat, timpul s-a oprit, ce rost mai au cuvintele, dacă n-au infinit. Cadranul zace sfat, timpul s-a oprit, te privesc.
privești din ochi, suntem saturi de neclintit, de neclintit. Stăime așa ca o mică paranteză. Tot ceea ce voi cânta și ce am cântat e compus de mine și de niște prieteni de mei acum ceva vreme, când muzica folk era altceva față de ce e acum. Geaba plâng, sărmană copilă, lacrimi de roz îngerate în cunt, aleargă vesvetic prin ploaia umilă. Am vrut
plecat departe de oraș, fără gânduri sau cuvinte scrise, să mă pierd în munții uriași cu tot cu vise. Într-o zi am să-ți aduc un dar, viața mea trăită sus pe creste, fără ceas și fără calendar, ca într-o poveste. Va mai trece încă un an cu răspunsuri și mistere, vom mai ridica o treaptă către cer. Lasă-mi dreptul să respir, lasă-mi dreptul să mai sper, dar cu tine voi urca drepte spre cer. Ca pe față fluturi de zăpadă, te mai văd și astăzi așteptând. Ochii mei nu vor să te mai vadă suspinând. Într-o zi să-ți aduc un dar, viața mea dorită sus pe creste, fără ceas și fără calendar, ca într-o poveste. Va mai trece încă un an cu răspunsuri și mistere, o mai ridica o treaptă către cer, către cer, către cer. Lasă-mi dreptul să visez, lasă-mi dreptul să mai sper, doar cu tine voi urca drepte spre cer.
țară, să porți ca amintire săruturi furate din clipe de amăgire și un cântec scris într-o noapte ploioasă, când vin trubadurii să bată în porți de casă, când vin trubadurii să bată în porți de casă. Mai lasă-l o melodie, o melodie cu bradul. Ok. Hai. Că nu te las. Asta e așa ca o... Da, da, da. Încheie. Da. Iar o melodie puțin de lupt, așa. Între bine și altceva. La Pitești. O vin cu sunt la lumea de noapte. Lune când peste cărâm, mai e tropotestul în noapte. Haideși prăscriște Dumnezeu, haideși prăscriște Dumnezeu. Coboară bratul cu ai lui, galop de mult cu tricot vinul. Puși-o-poi de mai vrei zile, vine brat. Și să vă mulțumesc pentru participare. Sunt emoționat. Ce-am scris și voi scrie va fi un apel către mulțime și unire pentru realizarea intereselor celor mulți, cererile să spele, cele bune să nu. Voi mai scrie în continuare. Am deja trei manuscrise pe care le voi publica în funcție de posibilitățile financiare. Să scurt citesc cartea și ce să vă zic, Hristos a venit. Adevărat. Scurt citesc istoria noastră cu Catedra Bibliotecă Județeană. Cel mai scurt ori de luptă. Da, cel mai scurt. Nu știu. Avram. Ce-a zis? Ai și un mere. Bun. Îl pastișez pe Avram Iancu și spun și eu, hai și o mere la autografe, la fotografii, la îmbrățișări și la eclerul pe urmă,
Vă invit aici pentru o fotografie de grup, da? Să fim toți, după care cine vrea face cu domnul separat. Haideți, vă rog frumos, mulțumim din toate inimile.